Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Bună ziua, scumpa noastră! Din câte vezi, noi venim la cele mai frumoase fete, la cele mai superbe fete, care astăzi au ziua de naștere. Și noi venim să le spunem că sunt cele mai frumoase, sunt cele mai bravo. Și, după cum vezi, noi venim cu multe, multe daruri. Și vrem să te întrebăm, cum crezi tu, de la cine vine această surpriză frumoasă? Sincer, nu știam prea multe idei. Hai să începem. Iubesc prea mulți oameni ca să-i... Corect. Hai să începem. Mama, sora. Exact. Foarte, foarte călduț. Foarte. Fierbinte. Noi venim din partea surorii tale, care te iubește foarte, foarte mult și vrea să te vadă fericită atât de ziua ta, cât și în fiecare zi. Dar de ziua ta vrea să te vadă zâmbind. Lacrimi de bucurie? Și uite, Valentina, noi venim să-ți aducem din partea ei. Uite, așa niște vitamine. Niște vitamine bune pentru sănătatea ta frumoasă. Mulțumesc. Și o sticlă cu șampanie. Mersi mult. Pentru masa ta de sărbătoare. Mulțumesc. Și un buchet de flori. A spus să fie mare, frumos. Mulțumesc. Și în fiecare floare, cât o dulce sărutare. Și să știi că toate sărutările vin din partea ei. Mulțumesc. Și, scumpa noastră, noi mai avem din partea ei un mesaj de felicitare. Îl ascultăm? Da. Nu știu cum au fost primii 5 ani ai vieții tale, dar știu sigur că după ce am apărut eu, au fost un chin. Băi, cât ne băteam și cât ne tachinam, mai știi? Și câte pahare de apă ți-am adus și de câte ori ți-am zis, nu te cere, că oricum nu te lasă. Unde-s vremurile alea? Ne putem întoarce înapoi, te rog? M-ai iubit atunci când nu știam să vorbesc, m-ai urât când începusem să o fac, iar apoi m-ai iubit și m-ai urât în același timp. Nu știu la ce te gândești tu când spui copilărie, dar eu mă gândesc la tine. Eram două furnicuțe pregătite să ne băgăm în cada plină ochi, cu apă caldă, să sărim elastic în curte și să ne uităm la desene animate. Nu știu cum, dar printre trasul de păr, loviturile și luptele sumo, ne luam în brațe și știam că suntem acolo, una pentru cealaltă, până la sfârșitul sfârșitului. Ne-am învățat și ne-am crescut una pe cealaltă. Ne-am iubit până la cer și înapoi. Ne-am urât și ne-am spus cuvinte pe care am jurat să le luăm cu noi sub pământ. Câteodată ești ciudată și enervantă și mă sperii tare. Câteodată ești amuzantă și nebună și mă faci să râd cu lacrimi. Ce le pot duce pe toate, dar când ești supărată și plângi, tot ce știu e că aș da orice din mine doar să te văd fericită, scumpa mea. Și aș vrea să știi că te iubesc mai mult și mai mult cu fiecare zi, de un infinit de ori, și știu că o știi și vreau să știi și ți-o mai spun încă o dată și încă o dată, pentru că niciodată nu este de ajuns. Mulțumesc pentru că mi-ai dat Orion, pentru că faci torturi de vis, că ai mâini de aur, pentru că mi-ai împrumutat toate hainele de care am avut nevoie. Pentru că împărțim niște părinți iubitori, pentru că m-ai protejat și m-ai învățat și continui să o faci și acum. Pentru prietenie, încredere, loialitate și suflet bun. Pentru că ai fost soră și mamă.
și complice și nu altceva. Pentru că într-o zi nu vom mai avea nici tată, nici mamă, dar știm că ne vom avea una pe cealaltă. Pentru că nu mai lăsați să trăiesc singură în lumea asta. Pentru că dacă ai avut o soră, parcă nu mai e pustiu și nu mai e apăsător. Pentru că atunci când eram micuțe și treceam pe stradă, ne țineam de mână. Ții minte? Pentru că atunci când vom fi bătrâni, ne vom mai ține de mână încă o dată și încă o dată și dincolo de nori. La mulți ani, scumpa mea surioară, te îmbrățișăm cu mare dor și drag. Mihai, Spieric și scumpa ta surioară, Viorica, la mulți, mulți ani, scumpa noastră. Mulțumesc. Și eu îi iubesc și nu pot să descriu emoțiile care le am. Da, uneori sunt momente care vrei la om bine și adică nu știi cum, ca să nu-l obișnuiești asta și eu rog să nu superi bine că când îi dau ideea mea de a face ceva sau adică mă gândesc la binele ei și eu înțeleg că are dreptatea pentru că își vede viața într-un fel, eu îmi ved viața în alt fel, dar mă bucur că până în ultimul moment noi găsim limba comună până în ziua de azi. Eu le-am preocupat, dar nu știu și... Da, am crescut în două. E pentru mine, am încercat să o protejez de tet. Eu am fost mai mare și nu vroiam, adică să fac greșelile mele sau să... Nu știu, vroiam să fii mai pregătită mai din timp, asta vreau să spun. O iubesc enorm. Ești de asta și... Și uite că ți-e recunoscătoare. Da, eu uite știu cât întâmplări a scris. Pentru că ei blândă, eu sunt mai serioasă, sunt mai, mai gândită, mai așa. Dar ei omul care surprinde mereu, adică chiar și cât nu te-ar supăra, e momental vine și... Faci să treacă tot. Dar uite, vezi că a spus... Mulțumesc din suflet. A spus că ai fost și în loc de mamă și în loc de soră. Da, am crescut în două, pentru că în vremurile cele părinți încercau să facă tot posibil ca să ne dai o viață, să nu ducem lipsa de nimic, să ne crească corect, educat. Nu știu, să încerc și să ne înveți modul de trai, pentru că nu știe cum a să fie timpurile și ca să schimbe așa, adică o să fie atâtea comodități și atâtea. Încercau să ne pregătească și adică noi atât am fost pregătite și eu am vrut să o protejez și de lucru și de tot, pentru că era micuță. Nu știu, o iubesc și am iubit-o și îmi cer scuz dacă uneori am mai așa, mai strogă, am luat-o. Dar ai făcut tot ce ai putut de bine? Asta am făcut-o din suflet și o să fac în continuare, o să susțin până la urmă, pentru că ei unica, e una la mine și, da, într-adevăr, ei nu numai soră, e fix ca copilul meu. Și îi mulțumesc din suflet. Iubirea de soră s-o dăinuiască, ai văzut cum a spus ea, până la nori și mai departe. Da, ei, Doamne, pentru că asta nu sunt oameni mai apropiați, da, ei există, dar sunt și leapă, nu se face. Îi dorim multă sănătate, mult noroc, fericire, iubire, dragoste și adică să ne împăcăm și să fie tot bine. Mulțumesc! Noi și o iubesc și știi de mulțumesc! De asemenea! Și la mulți ani! Mulțumesc! Mulțumesc pentru susținerea voastră, a părinților, a surorii, în primul rând. Vreau să-i mulțumesc pentru această surpriză care nici nu m-am așteptat. Simțăm, avem ceva emoții, adică dar nici pe departe soțului, că cred că el ceva o știut, dar... Ceva o știut? Da, s-a făcut așa mai fără ca eu simt asta, pentru că eu sunt foarte simțitoare și n-avea cum să nu simt, eu tot nu duc sub control. Dar uite că da, există și surprize care nu le pot ține sub control. Mulțumesc. Viorica, îți mulțumesc din suflet. Tu știi că eu tare te iubesc. Încerc scuze încă o dată dacă te-am supărat ceva cu ceva odată, dar n-am făcut-o intenționat. Am vrut să te apăr, să te susțin, să-ți dau părerea mea. Poate, într-adevăr, părerile tale, ideile tale, modul tău, sunt mai corect ca mele, chiar dacă eu sunt mai mare. A fost o surpriză
să zic neașteptată, o să zic puțin, să zic mulțumesc, o să zic foarte puțin. Nu există cuvântul, cred că, care să introduc toate mulțumirile mele, toate neașteptările, toate emoțiile, toate, nu știu, nu am cuvinte. Dar, într-adevăr, o aștept acasă, de mult n-am văzut-o, sunt de acum 3 ani, de când nu ne-am văzut. De mâncat iubește de toate, iubește să gătim împreună. Mă întreabă, are idei, eu sunt mai calmă, mai socotită și îngătit și în astea. E vrea repede, dar vrea ca la mine. Așa că dacă vrei ca la mine, vin acasă și noi stăm amândouă cot la cot și îmi spașim ca la mine. Pentru că și ei bravă și ei iubește să gătească, să iubitoare. E foarte iubitare. Tot suntem iubitori în modul nostru, dar ei e omul care iartă foarte rapid și adică are și puterea să, chiar și dacă poate univa e supărată, ei nu se gândește, prima se gândește că poate ei te-o supărat pe tine, vin, te cuprinde, te sărută și nu poți, ochi și ea mare, nu poți să-i mai zici absolut nimic, nu poți să-i mai zici, tu ești la ea așa de mică, ochi mari și se uită așa cu jale și gata, îți treci toată supărarea, toți nervii, toți uiți de toate. Mulțumesc! Mulțumesc, Mihai, mulțumesc, Eric, mulțumesc vouă, eu vă doresc și vouă multă sănătate. Ceea ce vă doriți să îndeplinească, să îndeplinească nu pentru atât că, pentru că dacă dorim ceva, clar că găsim și greutăți și uneori obstacole și astea, dar eu vă doresc să aveți obstacole cât mai puține. Una, dar doilea posibil de trecut. Asta e cel mai important, că voi să aveți sănătate, putere, ca să puteți treci peste tot. Ceea ce îmi doresc mie, la familia mea, eu doresc la toată lumea. Și în primul rând familiei mei. Dei Domnul, dei Domnul, pentru că suntem dați pe pământ ca să-L iubim pe Dumnezeu, să ne iubim aproape. Și cum am spus, îi respect pe toți, îi iubesc pe toți, diferit, poate nu ne arăt, așa eu îs nervantă cu socoteala mea, cu Doamne, câteodată și eu precizitatea mea, adică scot tare, eu știu că le scot nervii și lui sora și lui mama și lui soț, nu mai zic, el s-a deprins cu mine, dar uite că pentru că eu sunt omul care nu iubește surprizele, eu trebuie să fiu pregătită de tot. Asta da, că eu nu pe urmă stau să mă gândesc, măi, dar eu lui omul și ala nu i-am dat așa, nu i-am făcut așa, de el pentru mine a făcut. Primește, primește. Da, suntem dați că să dăm și să primim. Și iarăși, Verica, nu am cuvinte, te aștept acasă. Mi-e dor de voi, de ambii și de băieți și, nu știu, aștept. Îmi doresc să stăm la o masă cu o măliguță, cu o bucată de brânză, cu nimic mai mult, cu nimic mai mult. Simplu stăm ca cum când vine acasă și ne așezam la gura sobii și nu ne uitam cum ne suntem la serviciu sau astea, stăteam până la 5 dimineață când mama străga, haide vă ajunge atâta vorbă, mergeți la culcare, că mâine aveți treabă. Adică, nu știu. Poate nu ne arătăm că suntem așa aproape, dar sufletește una pentru alta, adică nu ne arătăm lumii. Dar noi una pentru alta știm că ne putem baza una pe alta. Atât, cum am spus. Mulțumesc! De primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede.